Partidul Liberal Democrat din Moldova și-a anunțat candidatul la funcția de primar al Chișinăului astăzi în cadrul unui eveniment public. Este vorba despre avocatul Oleg Burlacu. Acesta este prezent în viceprimar de sector în capitala României, București. Puțin cunoscut în spațiul public din Moldova, candidatul PLDM pentru funcția de primar al capitalei a fost prezentat de către președintele formațiunii, fostul premier Vlad Filat. Acesta a spus că a găsit persoana potrivită după mai multe căutări. Căutările noastre au fost lungi, deloc simple, pentru că din start noi am căutat un candidat care întrunește calitățile necesare pentru a scoate Chișinăul din criza. Oleg Burlacu este avocat și are experiență în administrația publică locală, în special în cea de peste Prut, el fiind viceprimar al sectorului 5 din București. Am muncit foarte mult și am locuit de asemenea în afara Republicii Moldova. Am plecat pe aceleași motive pentru care au plecat foarte mulți concetățeni și conaționali de-ai noștri. Și cred cu tărie că cei care au plecat au posibilitatea să se întoarcă înapoi și să dea plus valoare Republicii Moldova. Burlacu spune că s-a cunoscut cu Vlad Filat prin intermediul consilierului municipal Ruslan Verbițchi. Dacă va ajunge la șefia capitalei, va reseta echipa și va implementa mai multe proiecte de infrastructură în transport și de urbanism, mai spune pretendentul PLDM. Până acum, mai multe formațiuni politice și-au prezentat candidații pentru fotoliul de edil al municipiului Chișinău. Pretendentul PAS este Lilian Carp, cel al Partidului Coaliției pentru Unitate și Bunăstare este Ion Bulgac. Platforma DAL a propus pe Victor Chironda. Partidul Liberal îl va susține pe Ion Purice. Președintele Partidului Puterea Oamenilor merge în alegeri cu Ruslan Codreanu, iar Vadim Brânzaniuc este candidatul PSDE. Partidul Acasă Construim Europa va fi reprezentat de Constantin Butucel. Din partea Mișcării Liga Orașelor și Comunelor va candida Mihail Bagas. Partidul Socialiștilor l-a desemnat pe Adrian Albu, iar candidatul Partidului Acțiunii Comune Congresul Civic este Mihail Poleanski. Ion Ștefăniță este candidatul susținut de Partidul Mișcare Respect Moldova, iar deputatul de Caraman este susținută de PCRM. Candidatul Partidului Renaștere este Vasile Bolea. Deocamdată, actualul primar Ion Ceban nu a anunțat dacă va pretinde la al doilea mandat, deși anterior a declarat că intenționează să participe la scrutinul din toamnă. Alegerile generale locale urmează să se desfășoare în data de 5 noiembrie.